Cetățenii din NAMS vor putea apela la sediile Direcției Locale de Evidență a Persoanelor pentru eliberarea noilor acte de identitate, inclusiv în zilele de sâmbătă 5 decembrie și duminică 6 decembrie, dat fiind scrutinul pentru desemnarea viitorilor parlamentari. Astfel, pentru primirea cererilor și eliberarea documentelor, în ziua de sâmbătă 5 decembrie, programul va fi cuprins între orele 8 și 16, iar duminică 6 decembrie, acesta va fi cuprins între orele 7 și 21. Documentele necesare la eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani sunt Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor cât și de părinte sau reprezentant legal, certificatul de naștere în original și copie, actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, documentul cu care părintele sau reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, în original și copie, alături de certificatul de căsătorie al părinților sau, după caz, hotărârea judecătorească definitivă și irrevocabilă în cazul în care părinții sunt divorțați, în original și copie. De asemenea, este solicitată chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate în sumă de 7 lei. La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, însoțit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului de asistență socială sau de persoana care i-a fost încredințat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate. Documentele necesare la eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani sunt cererea pentru eliberarea actului de identitate, certificatul de naștere în original și copie, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu în original și copie, declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care se rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, ține solicitantului, alături de fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședința al solicitantului, precum și chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate de 7 lei. La eliberarea actului de identitate pentru expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei sunt necesare. Cererea pentru eliberarea actului de identitate, actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul, certificatul de naștere și certificatul de căsătorie, dacă este cazul, în original și copie, hotărârea de divorț definitivă și irrevocabilă, după caz, în original și copie, certificatul de deces al soțului Soției decedat, în cazul soțului supraviețuitor, în original și copie, certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original și copie, documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu și, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reședință, în original și copie, precum și chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate de 7 lei. În cazul modificării numelui și sau prenumelui titularului, prenumelui părinților, a datei ori a locului de naștere, precum și în situația schimbării sexului, se prezintă și hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă.